Mergeam cu mașina pe stradă și dintr-o dată alerga un stâlp mai repede ca mine. Și l-a lovit? L-am lovit, el m-a lovit, că s-a oprit brusc în fața mea. Haide! Lasă animalul, că n-are nicio vină el! Eu nu m-am urcat, eu m-am de pe stradă m-a luat. De pe stradă m-a luat pe mine. Arată automobilul meu și oricare permis de conduce care l-am eu. Eu n-am nimic. Eu sunt curat, ia că uitați-vă dumneavoastră. Eu n-am nimic, nici automobil. Arată, că lasă arăte dumnealui, lasă arăte automobilul meu. Eu n-am automobil. Eu de fel n-am nimic. De pe stradă m-a luat, ca domnul ăsta m-a luat de pe stradă. Lasă arăte automobilul care e pe numele meu. Lasă arăte. Vreți să spuneți că automobilul care e reținut acum la moment nu e dumneavoastră? Nu e eu. Nu e eu. În bază de dat figurează că e dumneavoastră. Nu e eu. Uite, dumneavoastră, dacă spunem mie că automobilul se e eu? Da. A fost azi noapte o harababură, niște fete, niște... Bună seara! Da, ce faceți? De ce dormiți aici? Vă este rău? Da, ați băut vin? Jo. Bere? Da, ce ați băut? Păi miroase alcool. Mirosiți alcool. Ce în problemă? Cream, deci acum o jumătate de oră sau o oră. Așa? Da, avem o problemă aici care s-a intervenit aici și trebuie să intervenim. Ați văzut, domnul Barbu, vă rugăm, nu, nu mașină, vă rugăm să mergeți cu noi. Vă rugăm să mergeți cu noi. Mergem la sediu la noi. Cât ați băut? Eu? Da. N-am băut nimic. Dar dormeați în mașină, vă clătinați acum? Eu se beau. Sunt în serviciu. Dar v-am adus și bomboane fine de ciocolată, cu pisici. Am mâncat de dimineață niște salată de varză cu oțet și mi-a ieșit în fiolă. 4 sticle, de câte o jumătate. Și oțet azi dimineața am mâncat oțet. Stai frumos, nu e momentul. Sunt Bulangiu. De așa, n-am făcut în viața mea la nimeni. Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Am făcut nebun, am băut la viața mea, pui mă, dar. N-am vrut în viața mea, țâna tot. Să-l duc Pa de bine. O leagă. Ai băut mult? Mult, mă, nu. Păi, spune-l-a dus în mea. Păi, acolo, leagă. Ce? Cât ați băut? Bere, două. De mai jos. Cum vă numiți? Maicuță. Cum te cheamă, domnule? Muiz. Cum? Muiz. Spune-mi, domnule, cum te cheamă? Acte ai la dumneata? Nu am. Niciun act n-ai la dumneata? Nimic. Dar n-ai intrat. Frumoasă ești, îmbrăcată ești. Când și la trompetă. Nu te sfii. Dețin toate datele. Ce mii tu ai să faci reportaje? E vreo problemă? Tu suci pentru 5 euro, eu suc pentru 60 de euro. Pula! O iau, o trag de cap, care-i problema ta? Suflați! Mai. Dar băgați-l în gură. Să-l băgați. Bună, nu dumneavoastră. Dumneavoastră puneți deasupra buzei superioase. Nu, aici, în fund, în gură. Încercați acum să-l puneți, pentru că nu s-o faci. Pentru voi de la știrile proprie. Ciorbă sarmale, pui fript și gogoși. Stop.
Toți copiii de azi sunt nervoși, doamnă. Da. Cum spunea un savant englez, generație de astenici. Da, da. Din cauza plasticului și a electricității. Da. Și eu biu de tot că vreau să mă răslăghesc. În tot săptămâna nu biu numai duminica, spate. Sâmbătă seara și duminică ziua, dar mai mult nu. Așa, mă smătrea și cum, vezi, că pot să sunt alcoolici, care biu și nici nu lucrează. Dar lișna eu și la lucru mă duc și pot să biu așa radio, Vajenia. Mă duc la un om acolo, nu m-am văzut de mult, pot să beau când s-o bere sau șeia sau șeilandă. Dar așa, permanent, nu. Că să intri în butâlcă, să nu poți ieși din butâlcă, nu trebuie. Dar cum, adevărat că mă duc bine mult sau? N-aș zice. N-aș zice asta. Și nu-ți zis, eu nu știu unde, la ce să gândesc, poate... Acel care îți asta, poate sude pe dânsă, dar... N-aș zice că trebuie să moldovenii beau așa de mult. Spate acolo un praznic. E tu însă un cior gin sau un izvar, te să te ori jucat o carte, duminica, sâmbătă, sau te uitat la televizor. Dar tu cu stomacul de fapt ce ai? Nu cu stomacul. Eu cu capul am. Deci fiind martor la fața locului, un autoturism marca nu cunosc că i s-a luat numărul, dar nu e la mine. Am forțat depășirea, autoteritarea Macaraua evita să evite impactul cu turismul și a ieșind după carosabil, a alunecat și s-a răsunat într-o parte. Ce e aici? Circ? Da, după aia, foarte după aia, îți promit. Știu ce s-a întâmplat. După aia îți dau cartea. Hai, te rog, îți dau, îți promit. Hai, mă, că sufli două secunde. Dă-mi țigară. Ți-am zis că îți dau după aia, haide. Hai, mă, nu te mai ambiționa degeaba. Dă-mi țigară. Dă coase. Asta o vreme. Dacă ne spui cu cine ai mai fost în mașină, ai mai fost cu cineva în mașină? Ia și-a prins țigara. Da, de ce? Asta e un subiect? Păi, ca să știm. Nu, mai căutăm pe cineva? Nu. Ai fost singur în mașină? Da. Hai să suflăm un alcotest. Da, suflăm, hai. Nu ce vrei. Asta, sunt sigur. Hai. Până se stinge becul ăsta, vero. Hai. Tare, 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 tare. Mai mult, domne. Mai avea o secundă, o secundă. Trageți aerul, tine. O secundă. Mai avea de suflat. De ce vrei să ajungi? Nu de că am băut două bar de vin. Și o bere. N-are nimic. Da, suflu când vrei. Asta am băut. Da, mă, niște că nu e gata. Liniștește și te calmează. Da, ce vrei. Asta am băut. N-am știut că ajung aici. Am omorât pe cineva, asta mă interesează. Nu. Atunci, pe nimeni, ia, vrei carnetul? Nu. Nu știu unde e mașina. Îți dau mașina, carnetul, ce vrei? Da. Ce vrei? Că stai liniștit că nu s-a întâmplat nimic. Dar ia mâna după mine. Tu ești cu alea? Calmează-te, gata, n-a murit nimeni, gata, aia e. Am mă suflu o dată, trei boli, asta e viața. S-a întâmplat, da? Gata, nu mai, deci nu mai timp, calmează-te, gata, nu s-a întâmplat. Dar n-am vrut să omor pe cineva. Sunt cum, păi n-a murit nimeni. N-a murit nimeni. Imediat, stați să încarci ăsta. Deci până să stinge becul verde, nici foarte tare, nici foarte încet. Da? Hai, te rog. Tare, nu jinez. Nu, dar vreau să contactez pe nevoastră, mai atâta ce e asta. Stai acolo liniștit. Unde e, doamne? Ce fost, dar vreau să... Stai acolo liniștit, că mergem acum acasă. Dar ce, tu, ce, e ce înseamnă? Stai că nu înțeleg. Liniștiți-vă, da? Las loc, stați calm, acolo nu se întâmplă nimic. Lasă-o, da, vezi cu soția mea, atât, vreau un telefon, atât. Uitați-vă un șac, că sună pe soția lui și atât, ce vreți? Ce vreți, băi, ce vreți? Ce vreți, m-am întrebat? Calmați-vă, că nu vă face nimeni nimic. Vă rog frumos, dă mâna pe mine. Gata, ia
Am plecat Africa, am venit înapoi. Cum se numește? Mai prins dumneata? Cum se numește doamna? Nadia. Am venit de bună voie? Dai nene așa că te sună. Da. Am venit de bună voie, de ce mă întreb? Am venit de bună voie, mi-ai prins tu? Da, foarte bine că ai venit. Am venit de bună. Mi-am dat seama că am greșit. Ia domnule, ia și vorbește cu soția. Da, sunt sigur. Am greșit și că... Alo? Sunt răspunzător pentru ușoarele mele. Urcă-te aici. Urcă-te. Hai, mai tăie din ele de le drag. Yes, of course. Because in last period of time was to start warrior in Tunisia. Then everybody was changed the world and the people. It's not possible așa ceva. Înțelegeți? Am mers eu 3 metri pe drum, 3 km, nu 3 metri. Spuneți-ne în engleză. Spuneți-ne în engleză, ia. Yeah. I will start to go to my home and descend the road 2 years here. Good? La Dracula merei. M-a prins la piatra nea. Și voi veniți după mine. 29 de primăveri, roșcată natural, geloasă foc, în conflict cu un soț bețiv și infidel care m-a lovit cu un obiect în cap, dorește divorț și răzbunare. Perfect! Totul depinde de dumneata. Negați că era asta volan. Ascultă, eu nu ne că eram la Vogan, la Lovan. La rul, nu nec. Nimănui nimic. O vorbă, o aluzie, cea mai mică indiscreție. Da, domnule, dacă am băut, nu știu mai sunt. Noi vrem să spunem exemple ce, s-ați băut sau n-ați băut? Dacă am băut. Te spun zic că am băut. Recunoaște să-i bine, dar... Eu recunosc că Nisla, eu recunosc că am băut. Bă, tu mă sperii cu atâta cultură. Taci! Nu e bună de ea! Taci! Taci! Caută să nici! Nu e bună de ea! Taci! Taci! Caută să nici! Asta doară de când te salvează la moarte. Ce mai salvat odată. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa. Unde dune ești? O, la prută, mă! Stai, dacă e idiot, mă răsă. Ce omule, ia, hai să zi așa ia. Am mărs, s-o vârtul înaintea mea, înțelegi? Și că l-am pălit odată. O, chicat, v-am și mort. Tu ați arăt să-l părtă, băi? N-a să arăt niciodată. Și sănătoasă, băi! Sunt clipe în viață când nu trebuie să gândești. Uitați-l la mine, nu uitați așa. Eu cu dispozitivii nu mă... Domnule, suflați? Suflați în aparatul, dragi. Vă refuzați. Nu, mă refuz. Vă refuzați. Mă refuz natural, mă refuz pentru chestia noastră, că eu mă refuz. Îmi pare așa de bine că ne potrivim și că ne potrivim. Aveai perfectă dreptate azi dimineață. Ai privit așa apa și ai spus: azi canci. Din tacoi ходят бродят в голики мужики. Ловят рыбку мужики, рыбаки. Ходят бродят в голики мужики.
doare? Enorm, ce face nos. Oh. Banzele, Ivane. Ivane, banzele. Uite ce e, Barosane, pune câte întrebări vrei că eu știu să răspund. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră știți pe ce planetă suntem noi. Nu. Nu se poate. Nu sunt daci. A, mulțumesc. E de neînchipuit cât de mult mint bărbații, doamne. Oho. Hă? Oho. Noi bem numai vodka cu 17 mic, aici e 32 și luăm din partea aia cu 17 mic, e mai ieftină. Și plus de asta, e mai bună, e altfel de vodka, e mai curată, e mai așa. Și bem până zăpăcim toți bețivii de aici, din, care vine și bea aici în local. Da, dar vă mai puteți permite, dacă o să le scumpească, să mai beți în continuare sau să fumați? Da, da, bem în continuare și fumăm, că nu putem să ne abținem. Din cauza la tutun și la băutură, noi bem, muncim, facem treabă în piață, ne forțăm cu mușchii noștri. Fără poezie, viața e pustiu. Așa a povestit. Și ce-ați văzut? Ce-ați văzut? Flăcări, ce-ați văzut? Deci era fum la etaj, băieții au urcat sus, fum, iese foc. Eu stăteam la bar liniștit, îmi beam apa minerală. Așa. Ulterior au coborât toți, hai afară. Zic, mă, lasă-mă să-mi beau apa, așa, că un foc și un incendiu a mai trecut prin de-astea. Și-a băut apa. La zingură. Mi-a terminat apa și am coborât jos. Eram cu băiatul. Dar ce oră a început incendiu? Când e ceasă acum? 9:20. La 7. Greu se câștigă o bucată de pâine. Ce pula mea, bă! Ce cucu aia? Ia că mă studia că da! Ce pula! Trebuia, nu trebuia, i-am vrut în portbagaj tot ce are județul, mai corespunzător. Părinte, da, spune-mi și nouă slujba. Hai, adu-ne, părinte, spune-mi și nouă. Dansează un pic ca Michael Jackson. Dansează vreme un pic ca Michael Jackson. Auzi, mă, m-am jurat. Părinte, stai în două. Uite-l, mă, ce beată, mă, nu vine să cred. Doamne. Nu vi se pare că e cam cald? Da, da, mi se pare. Dar de ce mă întrebați? Că ar trebui să luăm o bere. Doctor în istorie, sace fără glorie, ca un cerșetor. Doamne, vin în tată, că și-am văzut aseară la televizor. Trăiască berea în care n-am născut, trăiască berea, că tare mi-a durut. Foaie verde și-o lalea, fie pâinea cât de rac, chiar aici în țara ta toți o fură cineva. Foaie verde și-o lalea, fie pâinea cât de rac, chiar aici în țara ta toți o fură cineva. Parcă ești o pictură de Botticelli. Ați consumat alcool? Da, două bere am băut. Înregistrați. Recunosc. Ce e rău? Nu este rău. Dar vă țineți pe picioare. Hai, lasă-mă. Ce camere aveți? Am nevoie de un etilotest exact unde s-a întâmplat aici cu treaba asta. Ce s-a întâmplat? Vă rog, frumos. Hai să duc acte, da, că mi-e permis. Nu merge, vă rog să mergeți cu noi la echipaj. Vezi, asta nu înțelegeți voi, generația mai tânără. Fără mișcare, știi, fără sport, scleroza.
Viața, Anton, trebuie trăită. Normal. Nu? Cum te-a defini prostia în țara românească? Original. Se poate, există, dar nu știu exact. Ce stă la baza ei? Ce o hrănește atât de frumos? Da, eu de unde să cunosc, domnule? Eu nu știu, fiecare în sistemul lui, fiecare în mersul lui. Atunci, ce produce ea? Lucruri bune? Perfecte. Oameni răi? Răi. N-ar frumos și plăcuți de aia, nimic. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.